Deci cele două triunghiuri au. Au. Am luat B, E, C, gămâie cu E, D, E, A, E, D, opus la B. B, E, C. Adică unghiul de aici, Miruna, și cu ăsta. Deci hai să gândim fără să scriem. Pe unghiul opus la B. Da. Am luat A, D, E, cu B, C, E, au 90 grade. A, D, E, și cu B, C, E. Adică ăsta de aici. Și cu ăsta de aici sunt de 90 grade. Când da, am vorbit de perpendicularitate, de acord? Și latura așteaptă și latura, am uitat ceva. Și că a, da, și mai pus că AD e cât BC. AD, asta? E cât BC, deoarece. De ce? Pentru că A cu B sunt congruente, D cu C am demonstrat că sunt congruente și atunci AD va fi cât BC. Ca diferență de segmente. Da, așa o facem. Deci, toată da. Asta A, O și D minus D, O egal cu B, C minus C, O. Dar trebuia să scrie asta. Da, deci, deoarece A, O congruent cu B, O și D, O congruent cu C, O, le scădem membru cu membru. Trebuie să scriem chestia asta. Deci avem A, O, A, da? Miruna, O, A, congruent cu O, B. O, A, congruent cu O, B. Și de desubt avem că O, D, congruent cu O, C. Tragem linii și scădem și apare O, A, minus O, D, egal cu O, B, minus O, C. Și O, A minus O, B, obții AD, adică AD, congruent cu AD, congruent cu BC, da? Da. Dar trebuia să le dacă asta. Da, așa am scris. Bun, perfect. Și acum, în congruența triunghiurilor pe care le folosim, ai voie să spui asta, decât asta. Și atunci spui așa, fie triunghiurile, fie triunghiul, vorbește încă o dată. A, E, D, și B, E, C. Despre aceste două triunghiuri putem spune că avem B, E, C. B, E, C, cum B, E, cu A, E, D. B, E, C. Da. B, E, C, congruent cu A, E, C, ca unghiuri opuse. Ai scris, nu? Nu. Opuse la vârf. Bine să menționăm de fiecare dată fiecare lucru, pentru că există, nu, teorema aceea, unghiurile opuse la vârf sunt congruente. Așa. Pe urmă. Ai pus BC cu AD. BC cu AD, corect. BC congruent cu AD. Și măsura lui BC O. Măsura lui BC O. O. BC E, doamne. BC E, da. Măsura lui B, C, E. Este egală cu măsura lui A, D, E. Și este egală cu 90 grade. Egal cu 90 de grade. Și triunghiurile, și deci, fiind congruente... catetă 1. Deci, conform cazului de congruență catetă 1, triunghiuri luate în discuție. Triunghiuri luate în discuție congruente. A, E, D. A, E, D cu B, E, C. Congruent cu triunghiul BC. Dar trebuie să acolo 40 grade sau 90 grade? 90 grade. 90 grade. De unde avem că... B, A, E, D cu BC. A, E, D cu B. Cu B, E, C. B, E, C. Așa. Avem că D, E, cât... Din congruența triunghiilor rezultă că... Că D, E, cât E, B. D, E. E, cât E, B. Congruent cu... E, C, E, C. Așa am zis și eu de prima dată, E, C, dar nu zis E, B. Deci D, E cu E, C, da? D, E, ia uitați-vă. D, E, congruent cu E, C. Ceea ce trebuia să demonstrăm. Ceea ce trebuia să demonstrăm. Că E, B, nu, că E, B, bă, da. Că E, B, C, E, C, D, A, B, D, A, B. E, E, B, C, unghiul, da? E, B, C, da. Unghiul E, B, C, congruent cu unghiul
congruent cu unghiul D, A, E. D, A, E. Și că... A, E cu B. Da. Și că A, E. Segment. E cât B. Congruent cu B, E. A, E. Segmentele astea sunt congruente, da? B. B, E. Da. Asta nu poate fi. Deci dacă nu le-ai scris pe toate celelalte, nu-i. Important asta este. A, e cu B, E, nu le-am scris. Așa, și până trebuie să dăm cu E bisectoare. Da, am unit-o cu E. Așa. Și am luat triunghiul D, O, E și C, O, E. Și aveam... D, D, O, E și... Cu E, O, C. E, O, C. Și aveam D, O, C, C, O. D, O este cât ce o demonstrat. D, E cu E cât demonstrat. D, E cu E cât demonstrat. Și o latură cu Și latură și termina problema. Dar altceva. Puteai să spui deodată că e bisectoare? Da. Da, pentru că ești mediat. E triunghi social. Nu. De ce? Pentru că e la mijloc. La mijlocul cui? La mijlocul lui Gata. Pentru că merge prin ortocentru, prin nu pentru ortocentru, prin centrul cercului. Nu, exenscris. Ortocentru. E un punct pe bisectoare? Da. Oare e să fie un punct pe bisectoare? Puntele de pe bisectoare sunt la egală distanță de capete. Care e distanța? Care e distanța? De O cu ce O? Sau B, O cu O? Deci distanța de, la, de pe bisectoare până la laturi. Care e una din distanțe? Zi, B, D și C. Cum B, D? D, E și E, C. D, E și E, C. Astea sunt distanțele. Să mă sar prin perpendicular de la el. Și faptul că știi că ED este cât e că la punctul anterior și că e dusă perpendiculară, că trebuie să menționez și asta, că ED e perpendiculară pe OA din ipoteză, că e ce perpendicular, suficient motiv să spui că OE bisectoare. Terminat. Fă-ți mai triunghiurile, fă-i demonstra, practic, calitatea punctului de pe bisectoare, că e la egală distanță, ai folosit tot. Dar nu ai spus, ar fi fost, place urechii, hai să spun, eu unul, când sesizez redactarea așa, e de cât e când sesizează că e un punct din interior la egală distanță de laturi și spui că o e bisectoare fără comentare, pentru că acest punct e, se bucură de calitatea asta, proprietatea asta, de a fi la egală distanță de laturi. Și atunci tu, chiar în cuvinte dacă îmi spui chestia asta, e un punct la egală distanță. Îmi place. M-aș fi încântat să-ți fi spus, cum e de egal cu e, că la care adăugai faptul că D, că e D, perpendiculară pe OA și E, că perpendiculară pe OB, aceste lucruri spuse, îți fac, îi creează o impresie bună corectorului. Mă înțelegi? Adică o imagine bună pentru tine. Da. S-a terminat problema aici. Da? Ai făcut, deci, da? Adică tu ai spus că n-ai avut timp. Da, că... Repet, e problema ta. Tu ai fost la start cu toți ceilalți. Nu ai fost favorizat sau defavorizat. Ai fost la start cu toată lumea. Să zici, apucați-vă de lucru. Sau și problema 5 ai făcut-o? Da. A, ultima problemă ai făcut-o? Da, da, eu... Păi și atâta pe a 4, de ce n-ai făcut-o dacă ai făcut-o pe 5? Păi, n-am mai știut acolo cu P, D, congruent cu E, C... Am mai întrebat cam care ar fi punctajul. Da. Da. Îi dă un punct, nu? Nu-i dă un punct. Nu-i dă un punct? 0,75. Cam așa. Deci n-am zis... Dar nu vrea să știu nota. Stai mă puțin, ai un punct la primul, ai două puncte la al doilea, trei puncte, cu 0,75 aici, trei puncte așa, și cu 0,50 acolo, ai 4 și cu 2 din oficiu ai 6 și... Și dacă 2, ai făcut 5, problema... Și dacă ai făcut problema 5, yes, te mi-ai făcut o problemă? Hai să vedem. Hai să vedem. Veruna n-a apucat să facă pe asta. Am să văd. Ai făcut? Cât de cât? Hai să vedem. Abia ai făcut-o pe asta. Apoi, m-ar trebui ca toată lumea să o facă, adică nu înțeleg. Păi, tu nici n-ai făcut-o.
Deci ultima problemă asta. Mai este 5. Ultima problemă, să facem pe asta. Bravo, hai să vedem. Da, 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 da. Imediat să facem și problema asta 5. Nu, cum ești tot. Aici v-ați vorbit toți cu același subiect? Cu același număr? Nu, Anca, dar n-a adus subiectul. Era interesant să-l văd și pe aia. Păi și eu așa și la, așa. La, eu așa nu mai s-a dus la 4 și la 5. Ai venit la întâlnire? A rămas la Andra? Da. Ce păcat. Așa, la duci mâine? Sau dacă mai facem? Mâine... A, mâine nu, am înțeles. Nu? De ce? Pleacă la București. Mâine, dacă nu doamne. Și din eu am primit, mă bucur de vin până la teza de deci cum nu vine să cum am făcut o problemă de algebrică și o problemă de geometrie da, care mă descurcam. Ai o șansă extraordinară să revezi toate lecții din urmă. Deci mâine și poimi să stați așa și sunt duminică și vă relaxați urmărind filmele acelea și spune ce frumos aici, am răspuns acolo, mi-aud eu vocea. Este extraordinar intervenția mea. Și mea, și eu mă emoții, bă, dar eu când mai zic? Hai, adică să vedem acum problema 5 și mai s-o putem. Zice. Joia viitoare. Marți. Marți, nu trebuie să-mi pregătiți următoare. Deci la... O aveți în mână. Da. Da, la mine aduce să citesc pe un triunghiul ABC ascuțit unghi. Triunghiul ABC ascuțit unghi. Deci facem un triunghi oarecare. Da, așa am făcut. Că nu ne spune ce fel de triunghi să fie. Triunghiul ABC ascuțit unghi. AB egal cu 8 cm. AB este de 8 cm. AC este de 12 cm. AC de 12. Mediatoarea laturii BC intersectează AC în D. Mediatoarea lui BC. Ce e mediatoare? Mediatoarea unește... Nu. Mediatoarea este perpendiculară... Pe mijlocul laturii opuse. Deci o perpendiculară. Uite, eu duc așa. Da? Nu trece prin vârf. Nu. Mediatoarea... În punctul care, ziceți? Mediatoarea laturii BC intersectează AC în D. În D. Cred că trebuie să scrieți ABC. A, B... B în partea cealaltă. În ba, la jumătate. Dar ce trebuie să-ți cel înainte? Nu, e ascuțit unic, dar zice că intersectează AC în D. AC, AC da. În D, da. Putea să fie așa, prelungeam și mă duceam acolo. Da, 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 da. Da. Bine. Calculați perimetrul triunghiului A, B, D. A, E, A, A, B, D. Ce ai făcut? Cum ai făcut? Adică nu înțeleg. Hai, simt că eu chiar nu știu. Deci pe BC, o știm? Pe BC nu știm, nu? Bun. Deci știu așa că AC... Ce să zic? AC este egală cu... AB egal cu 8 cm. AC 12. AB, AB, ca să mutăm. AB, AB e 8 cm. 8, 6 și 12. 12. Și că triunghiul i-a scutit unghiul. 12 și AB 8. 8. Hai să vedem. Cum ai făcut Adi? Am o idee. Nu știu ce să cum vedem cum a făcut Adi. Și l-a făcut așa. Păi să... A, perimetru. Perimetru triunghiului ABD. Dar desenul ai făcut așa? Nu, de asta. Ei, atunci ce mai vrei? Păi acum știu. Perimetru triunghiului ABD. ABD. ABD egal cu cine? Că a zis că a făcut-o. Latura la treia. Stai, mama, lasă să vedem cum a făcut el. Hai să vedem, Marti, să ne facem un pic capul, nu se poate. Ai zis că ai făcut doar. Ai avut o inițiativă, să vedem. Și că nu fost simplu. A, dar asta e 12. A, ce e 12? Poate, a, ce e 12? Deja că făceam desen, nu știam să fac. Păi, dar ce să-ți fac când ai făcut desen? Nu știu, cum e și tare. Miruna are o idee. Ea n-a făcut-o la școală, dar are o idee. Vreau să mai insistăm și noi un pic să ne gândim și noi idei. Dreptul? Hai. Da. AD este 1 pe 3 din AC și DC e 2 pe 3 din AC. Deci AD, spui, este cât? 1 pe 3 din AC. Din ce motiv? Pentru că e mediatoare. Da, dacă ar fi și mediatoarea... Noi, mediatoare, medianele fac asta. Mediana face asta, da, da. Mediane și aici. Nu avem. Mediane sunt la o treime de bază, de o treime de vârf. Mediatoare nu au. Punctele de mediatoare sunt la egale distanță de capetele segmentului. Atâta tot. O să văd și asta.
Nu, dar cum am luat? Nici mie nu mai vine. Vrei să am Vrei să spui că triunghiul este congruent? Aveți voi... Dar punctul ăla de acolo n-ai indicat? Care? De U? Nu. Ăla de jos. Mijloc. A, pui un punct O, poftim, nu-i problema aici. E D. Păi O, OD este mediană. Da? Pardon, mediană. OD mediatoare, zice. Mediatoare, așa. Ce mediatoare? Deci, ăla este B, D, O, cu D, O, C. B, D, O și? Doc. D-O-C. Ce da. Poți să spui despre asta? Că-s congruente și la comună. Din ce motiv sunt congruente? Că ești congruente cu subiect. Nu, domnul profesor, D-O este la comună, comună. Da. D-O congruent cu O-C. Dar triunghiul D-B-C... Asta da, așa, dar nu-i zici colega ta. Nu te băga, să te nu idee. Deci, ai zis că D-O este... D-O este la comună, D-O-C și poate cu D-O-C cam n-o zici prea. Așa și? Și nu zici de grade între ele. Și triunghiile sunt congruente și... Și dacă demonstrăm asta, o să avem că BD congruent cu DC. Dar nu puteam să spuneți deodată toate punctele de pe mediatoare au calitate, sunt la egale distanță de laturi și atunci BD este că DC fără să mai vorbim. Adică triunghiul e social. Triunghiul acela este social. De acord cu asta. Deci, Miruna, deci încă o dată. Din clipa în care am zis că duci mediatoarea și ea taie pe A centrul punct, punctul acela D este pe AC, dar este și pe mediatoare. Gata, păi dacă AD, am înțeles acum, dacă AD, dacă BD e cât DC, da. Înseamnă că latura AC e formată din BD, e formată și din BD plus AD. Și deci latura AC e formată din DC. E cât BD și AD. Bineînțeles că în loc de de ce poți să spui B, D. D cu AD. Și B, D cu AD înseamnă că am împreună 12 cm. Și atunci 8 cu 12 fac 20. Nici nu trebuie să afli pe fiecare în parte cât fac. Ci pur și simplu ai văzut? Ce fraia mai deci haideți să vedem, Adi. Adi, asta e egal cu asta, da? Nici eu am luat de la... Deci dacă asta e... de la dreptunghi! Ce ați luat dreptunghi? Două lungime plus două lățime. De două lungime plus două lățime? Și mi-a luat 36. Păi zici că ai făcut. Și că toată lumea trebuia să facă. Deci de două lungime, dar iar ce am spus mai devreme. Nu-s tot ce trece prin minte trebuie luat de bun. Ce caută cu dreptunghiul în cazul tău cu un triunghi? Păi nu știu. Dar cum am făcut eu? Numai eu știu cum am făcut de mi-a dat așa. Da. Deci, toate chestiunile au fost ascunse, să știm ce înseamnă mediatoarea. Mediatoarea unui segment este perpendicularea pe mijloc. Dar punctele de pe mediatoare se bucură de calitate de egală distanță. Deci, D, B, e că D, C, și cum pe toată A, ce o știm, înseamnă că în perimetrul triunghiului vorbim de A, D, A, D plus B, D. Dar AD plus BD e tocmai AC. Nu mai, mai AD. Da. Cât e perimetrul? Hai să zicem, perimetrul triunghiului ABD. ABD. Haideți să mai aveți un pic de răbdare și să urmărim la țelul momentul, să-l ducem la capăt. Perimetrul triunghiului ABD este egal cu AB, adică măsura lui AB, cum puneți AB, așa? Cum puneți în măsură lungimea lui AB? Eu am până în măsura lui AB. Așa, măsura lui AB. Bine, așa da. M a lui AB, da? Da. Bine. Plus măsura lui AD. Plus măsura lui... DB. DB. Ei, AB îl știi cât este. AB este 8. Deci e 8. Plus măsura lui AD
plus măsura lui DB. Și asta e povestea ta. Astea două se le găsești. Și acum aș spune așa. Cum să zicem noi asta? DO, hai să zicem mai, DO mediatoare. Mediatoarea segmentului. Segmentului BC. Dacă mediatoarul BC, rezultă atunci că DO, DB, pardon, DB e congruent cu DC. DB congruent cu DC. Că punctele mediatoare sunt la egal distanță. Corect. Da? DB cât, cât congruent cu DC. Sau altfel spus, măsura lui DB, măsura segmentului DB, egal cu măsura segmentului DC. Măsura lui DB egal cu măsura lui DC. Și acum, în loc de DB, de aici, Adi, în loc de DB, poți să pui pe DC. Și zic acolo, da? Rezultă că perimetrul triunghiului, perimetrul triunghiului ABD. Care? ABD. ABD. Este egal cu 8 acela care a fost. Plus? Plus 20. Plus 12. Plus, luăm ușor. Plus măsura lui AD, o las. Măsura lui AD. Plus BD. Plus măsura lui DC. Că în loc de DB, Miruna, da. Am spus aici, în loc de DB, poți să folosesc DC. Plus măsura lui DC. Și egal mai departe cu 8 plus AD plus AD plus DC fac 12, nu? 12 și egal cu 20 de centimetri. Terminat problema. Haideți să vă spun, problema pentru voi, din ce s-a făcut și s-a lucrat aici, trebuia la 10. Deci fără comentarii. Asta am zis. Da? Trebuia la 10. Dar, dar eu, într-un efort susținut, vă atragem atenția că nu se poate ca la teză să ridicăm la subiecte foarte pipărate. Și ce trebuie reținut? Să duceți perpendicular dintr-un punct exterior pe o dreaptă, într-un punct pe o dreaptă, ca să vă iese figura paralela la o dreaptă dată pentru un punct exterior. Deci sunt niște lucruri esențiale, cum ar fi ABC-ul. Ca să poți șofa, trebuie să știi niște reguli. Dar aceste reguli, de la un loc încolo, devin automatisme, pur și simplu. Ca să ajungi la automatism, trebuie să exersăm foarte mult. Așa cum șoferul, când îi se dă carnetul, este, cum să spun, foarte nesigur pe el, și câștigă în siguranță pe măsură ce șofează. Așa și voi. Dacă veți exersa, dacă veți lucra, veți avea siguranță. Dacă nu, vă veți trezi de fiecare dată în situația lucrurile făcute de zeci de ori și nu le putem face. Pentru că voi acasă singur nu conduceți asta. Veniți așa, ca și cum ai spune, ca la o plimbare. Mă duc la proful meu, mă întâlnesc cu el, facem tema. Aici scăpăm de temă, mai e o glumă, dar copii, munca voastră este esențială. Eu început să fac temele și exerciții în plus. Se simte la tine, sunt de acord să remarc asta. Se simte că ceva se lucrează, dar nu suficient, Miruna, că n-ai ajuns tu la convingerea să te duci la masă de una singură să lucrezi, fără ca mama să zică, știi ce, Miruna, hai... cât ai lucrat azi? Numai din când în când tu să ai bucuria să-i spui, iată cât am lucrat azi, am lucrat 15 pagini la matematică. De una singură și nu știu ce și nu știu cum. Ori aștept să-i compensa. Asta eu cu la tine, asta am treabă. Asta am treabă. Fac asta, dar ce, la plimbare mă las la ora cu tare sau știu eu ce, nu știu cum. Dar este loc și de plimbare, este loc și de asta, este loc de orice. Că sunteți copii, trebuie să vă duceți la joacă, să vă întâlnești cu altul, vă schimbați.
Este loc pentru orice, dar să se vadă buna voastră intenție și să se vadă că sunt rezultate, pe scurt. Că nu alt motiv este. Așadar, schimbați-vă comportamentul și familia vă va împrejura cu multă căldură și cu multă dragoste. Cât crezi că e în cadou? Cât? 7 și la fel. 7 maxim. Da, hai să mergem să vedem. Hai să am la geometrie. Nu am. De la ce sunt? Dai gata? 193. De la exercițiul 1 la 8. 193, da? Da. Exercițiul 1 l-am făcut. Da, 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 da. Și după domnul profesor, trebuie să verificăm și tema la algebra a mea. Că am făcut-o, dar să... Ai făcut-o acasă, da? Da. Hai să vedem cea. Mai deci, întâi începe cu... Zi, de la 1 la... 8. Perimetrul triunghiului echilateral ABC este egal cu 24 de centimetri. Aflața B. 8. Ai făcut-o pe asta. Da. Sunt la 2. Știm că triunghiurile de mai jos sunt echilaterale, iar expresiile sunt măsurile unghiurilor să le determine X, Y și Z. Și în prima figură este un triunghi echilateral. Deci, un triunghi echilateral. Da, unghiul de sus e Z mic. Deci, un triunghi echilateral. Toate laturile sunt exact de aceeași măsură, da. Măsura unghiului de sus e Z. Z. Da. Cel din stânga este X plus 34 de grade. X plus 34 de grade. Cel din dreapta este Y minus 15 grade. Y minus 15 grade, invers, da? Invers era după. Cât? Invers. Hai. Sănătate. Pe da, total, total. Pe total nu sunt de primit. Și cum te gândești să faci? Mi-aș putea să facem și noi desene. Cu compasul. Să luăm măsura asta și vom trage cu... Faci un semn și măsura semnului între copașii. Ca să se iasă, sigur că da, de aceeași măsură. Bună, Andreea, pe Andreea. Mă, pe Andreea. Da. Y minus 15 sau? Da. Y. Aba. Y minus 15. A, deci. Miruna, ești atent aici. Da? Nu, corect. Asta e problema ta acum. Da. Într-un triunghi echilateral, toate unghiurile au 60 de grade. Toate unghiurile au 60 de grade. Și atunci Z egal cu 60 de grade, Y minus 15. Deci Z-ul este 60 de grade. Este tot 60 de grade. Nu, Y minus 15 e 60 de grade. Și pe de altă parte, Y minus 15, Y. Ah, da? Y da, minus. Acolo. Minus. E 60 de grade. Z, Y. Asta e Z-ul, da. Martin. Asta este Y minus 15. Și X plus 34. Y minus 15 egal cu 60 de grade. Deci Y minus 15 egal cu 60 de grade. Și X plus 34 egal cu 60 de grade. Așa 60 de grade. Toate sunt 60 de grade într-un echilateral. Y egal cu 75 de grade și... Deci Y este egal cu 75 de grade. Și X este egal cu 60 minus 34, adică cu 26 de grade. 26 de grade. Deci X, Y și Z sunt deja cunoscute. În figura B, același triunghi. Doar tot echilateral. Da, se dă unghiul de sus 10 grade plus Z. Acum e unghiul din stânga. Deci asta este 10 plus asta Z. Asta este 10 grade, da, plus, plus Z. Z. Cel din stânga. Ăla este Y împărțit la 2. Y supra 2. Și unghiul exterior. Exterior aici, da? Da, 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 da. X plus 80 de grade. Exterior așa, tot aceeași BC, lucru. Da. Uite, tot aceeași lucru, că s-a opus la vârf astea. Da? Cât am zis? X plus 80 de grade. X plus 80 de grade. Hai, ăsta, 60 de grade. Egal cu Z plus 10. Uh-huh. Sau Z plus 10. Z plus 10 egal cu 60. Da. Apoi. De unde Z egal de aici cu? De Z egal cu 50. Z egal cu 50. Da. Așa. Y pe 2, adică 60 pe 2. Nu.
Y pe 2 egal cu 60. Da, Y pe 2 egal cu 60. Ca așa am înțeles, Y pe 2 egal cu 60, nu? Da, Y pe împărțit la 2, da. Da, Y supra 2 egal cu 60. Rezultă că Y este 120. Sigur că da. Și acum vă zic eu? Nu, eu zic. De mai ei. Și? X plus 80 de grade egal cu? Egal cu 60 de grade. Nu, nu 60. Nu, pe unghi exterior. 180. 180 minus 60. Unul își face 120 ale. El tot așa e 180 minus 60. Deci unghiul exterior. Deci X plus 80 de grade egal cu 120 de grade. Unde rezultă că X egal cu? Alo? X egal cu 160. Bună seara. În total. Iar 60. Eu sunt într-o lecție de matematică, sunt în direct acum și îmi pare rău, dar după ora 10. Păi, nu ne ajutat să, dacă m-a zis așa ora asta? Da. Mulțumesc. Așa. Deci, vine că de X plus 80 egal cu 120, unde X va fi egal cu 40 de grade. Apoi. Avem alte. Alte. Da. La fel, echilateral, domn profesor. Da. Sus, Z minus 40 de grade. Deci, din nou. Z minus 40. Z minus 40 sus, da? Da. Z minus 40. Da. Sunt la X plus Y. Aici. X plus Y. Și dreapta Y plus 20 de grade. Y plus 20 de grade. Okay. Deci Z minus 40. Okay. Hai. Z minus 40 egal cu 60. Deci Z are 100 de grade. Da. X plus Y. X plus Y egal cu 60 de grade, doar atât știu eu. Da. Și Y plus 20 este egal cu 60 de grade, deci Y egal cu 40 de grade. Și atunci ne întoarcem Y la 40 și atunci ne întoarcem mai sus. Și avem că X plus 40 egal cu 60. Deci vine aici X plus 40. Da. Egal cu 60. Deci X este egal cu 20 de grade. X egal cu 20 de grade. Și Z-ul egal cu aici cu? Cu 100. Z-ul egal cu 100. Ce dificultăți ai avut tu aici? Deși n-am mers problema? Eu? Da. Deși n-au mers problemele acestea? Asta ce ai înțeles. Prima dată am crezut că X-ul e 60 de grade. Și de asta. Bun. Acum, da, acum e limpede, fiindcă da. Fiecare de 60, deci așa ar trebui să meargă fără... Fost niște calcule algebrice acolo, nu? Da? Și mai ai alte probleme, care ar mai fi? Fie triunghiul ABC echilateral și AD mediană, arătați că AD e perpendicular pe BC. Deci triunghiul... ABC echilateral. Echilateral, tot numai triunghi echilateral, da. Așa. AD mediană. AD mediană. Arătați că AD e perpendicular pe BC. Așa, AD perpendicular pe BC. A, B, C. Ia să vedem. Cum arătăm într-un triunghi? Fie triunghiul A, A, B, D și A, D, C, avem A, B congruent cu AC și congruent cu BC, avem ăsta AD latură comună. Deci cele două triunghiuri ce au? Asta e cât asta, da, asta e comună. Da, da, și unghiul de acolo e congruent și unghiul de acolo și BD cu DC. Da. BD cu DC, dar lasă-te să mă rupe. Mediană. Îi spune că e mediană? Da, da.
BD, asta e cât asta, da? Suntem în cazul latura, latura. Deci unghi este congruent cu ăsta și pe unul fac 180 și pe 2, 90. Atunci, e de toate, și median, și bisectoare, și înălțime. După ce a arătat între unghiul AD, ce e echilateral, AD, e perpendicular, și AD perpendiculară pe BC, D aparține lui BC, arătați că unghiurile sunt congruente, aceeași chestie. Da, da, da. După aceea, la fel, echilateral. Că toate exercițiile următoare sunt la fel. Păi da, după aceea demonstrez să leagă una de la alta. Și gata, nu? Altă temă? Nu mai e, nu? Nu. Am la algebră să vedem la lucrurile. Să zici ce ai la lucrurile. De la ce pagina, Adina? De la pagina 88. De la exercițiu 4 la exercițiu 10. La mulțire este ea. Da. Dar regula este la fel ca la adunare. Cum să fie la fel? Adică mă refer cu minus plus. Minus cu minus dă plus și plus cu minus dă minus. Da, asta. Da. Într-un fel. Hai să zicem. Vedeți? Așa. Niște lucruri mecanice, dar asta este. Da. Dar facem înmulțirea, că oricum e de ce să le plădeaș nouă. Păi hai să facem. Zic tema, ce tema e, puiule? Am avut de la 4 la 10 și am avut și... Deci, 4 de la 88. La 10. 4 de la 88, domn profesor, completat tabelul următor, observ, ce observați? Am avut de făcut în clasă singur și 1 și de la 1 la 3. Deci x este 2, minus 1 înmulțit cu x este? Cât? X este 2. X egal cu 2, x este egal cu 2, da. Minus 1 înmulțit cu x este? Minus 1, adică minus 1 ori 2 este minus 2. Minus 2. De 2 ori dar de minus 1? De 2 ori dar de minus 1 egal cu minus 2. X-ul da? Este 5, la fel, minus 1 ori x. Minus 1 ori 5. Egal minus 5. Minus 5. Opusul numărului x este? Opusul numărului x este... Dacă x e 2. 2 și 5. Deci opusul lui x, da? Da. Opusul lui x e 2. Deci x egal cu cine? X egal cu 2, sus. Da, 2. Opusul lui x este minus 2, da? Minus x egal cu minus 2, așa zicem, da? Da. Minus da. X egal cu minus 2. Alu 5, că tot am făcut. Alu 5 e minus 5. E minus 5. Asta, asta e cerea la 4. La 5. La 5. Completați tabla mulțirii de mai jos cu produsele dintre numerele scrise pe prima linie și pe prima coloană. Avem așa, prima linie, 3, 6, minus 7 și 1. Prima coloană, minus 1, 7, minus 5, 4. Și ce trebuie să facem? Adică, tabla mulțirii. Minus 1 cu 3. Deci facem minus 1, minus 1 ori 3, 3 da? Da. Minus 3. Minus 3. Minus 1 ori 6. Minus 6. Da. Minus 1 ori minus 7. Minus 7. Plus 7. Plus 7, adică. Minus 1 ori minus 7. A, minus, eu am înțeles 7. Da? Da. Minus 1 ori minus 7 egal cu plus 7. Și eu. 7 ori 3. 21. Atât trebuie să țineți minte. 73. Când sunt amândouă cu minus de plus și cu unul e așa și unul e așa de minus. Dar și minus 1 ori minus 1. Așa da. Plus 1. Da. Da. Deci, când sunt amândouă, numai atât, numai pot rămâne, sunt lucruri banale. Deci, câtă vreme ați înțeles că când unul e așa, când îți desem contrar, face minus, deci desem contrar face minus, desem de același semn face plus. La mulțire. Puteți să notați încă o dată. Așa trebuie să ținem minte lucru plus cu minus, minus cu plus. Aceea este o tâmpenie, o prostică și aia. Azi îmi vezi, mă ne uiți. Deci când sunt de același fel, notați. La înmulțire și la împărțire. La înmulțire. La înmulțire și la împărțire. Ce ai scris? Am scris că înmulțim două numere de același semn. Obținem număr pozitiv. Dar nu mi-e ca nimeni fericit. Vreau să scrieți ce spune acum. Ascultă-mă din mine aici. Scrie așa. Când sunt frați de același fel, zic așa, când sunt de același fel, adică în paranteză frați, da? Sunt de același fel frați, obținem plus. Frați, ai spus? Da, 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 frați, așa. Adică. Obținem plus. Frați, mă, la fel, da? Gemeni. Da? Când sunt de același fel, obținem, cum am zis, obținem plus. Când sunt dușmani, obținem minus. Adică ce înseamnă dușman? Unul așa și unul așa. Când sunt dușmani, obținem minus. Nimic în rest.
Că astea două le-ați ținut și aici mulțirea și împărțirea aici. Voi le țin mecanic. Pentru a mulți două numere, când nu e așa, cu un plus, cu un minus, deci așa trebuie să înțelegi mine, partea asta. Voi sunt la fel, plus. Nu e așa și nu e așa, minus. Ai adizit finalul? Da. Vă mulțumim că l-ați urmărit pe proful ăla și vă dorim o seară plăcută. Nu uitați de like și share. Așa să fie.